că există dubii referitoare la corectitudinea deciziei. Achim anticipează mai bine decât Ciobotariu și apoi pasa sa în careu este foarte bună. Linas Klimavičius intervine greșit, din spate lovește peste tendon pe Buziuc. Este lovitură de pedeapsă în favoarea formației gazdă. Ciobotariu este cel care va executa. Eugeniu Ciobotariu în fața unui gol foarte important pentru Academica din Clinceni. Se execută la poarta în spatele căreia se află masați la peluză suporterii dinamoviști. Arbitrul Chivulete le indică jucătorilor ce n-au voie să facă, să nu pătrundă în suprafața de pedeapsă, în careul mare, înainte ca mingea să fie lovită. Moment foarte important, 35 de ani are Eugeniu Ciobotariu. Acesta se apropie de balon, gol! 1-0 pentru Academica din Clinceni, perfect. Lovitura de pedeapsă executată de Eugeniu Ciobotariu, cred că a fost mai bine pentru Buziuc să nu execute tot el. Dușan Uhrin Junior surprins de acest start furibund al gazdelor, care iată în minutul 11, conform statisticii și cronometrului, deschid scorul prin Eugeniu Ciobotariu. Moldoveanul marchează și își aduce echipa în